peste 7 decenii frământă lut. O face cu pasiune, doar are cea mai frumoasă meserie din lume. Gheorghe Smerică este cel mai bătrân meșter olar din Moldova și, după cum spun etnografii, ar fi cel mai longeviv din țară. S-a născut pe 17 martie 1923 la Derska, lângă Dorohoi, dar a trăit în satul Pârâul Negru din comuna Mihăileni, județul Botoșani. Acolo l-am găsit și acum, fericit că Dumnezeu i-a dăruit aproape 90 de ani de viață. O vârstă la care puțini olari ajung. Pentru Gheorghe Smerică, argila a fost un elixir al tinereții. De asta nu stă departe de atelier nici acum. Aici este universul lui, o lume aparte pe care a descoperit-o când era copil. Cartea mi-a plăcut, aritmetica și geografie, este două mai mult, și olăria. Meseria m-a învățat de la 13 ani. M-a învățat un patron din Mihăileni, îl chema Vasile Manole. El m-a învățat și am stat la el 2 ani și jumătate profesionist și am învățat meseria. Eu nu dormeam nici noaptea la patron și numai decât să învăț. Cum eu să nu pot face oale? Și nu dormeam noapte, tot se culcau, tot se... Și eu lucram singur și să mă învăț. Da. Și când m-am învățat, am dat cu lutul ăsta, cu modelajul, apoi demnele, când mă apucam de lucru, lutul se temie de mine, așa de tare fugea și ieșea oala. Se temie de mine. Când puneam mâna pe dânsă, învârteam roata, nu așa, mai tare ca acum, ea și gata, nici nu dura un minut și ieșea oala. Când a fost război mondial, nu am putut să lucre, nu a putut lucra nimeni. Că s-au dus toți, s-au împrășchet, s-au dus care încotro și cum au putut să scape cu viață. Că aici au fost ocupat de trupele sovietice și germanii. Așa că de aici au fost lumea scoasă și dusă departe de aici, din localitate. Dar eu m-am decis că să lucrez meseria asta, cât tare mi-a plăcut și vreau să lucrez oricând. După cel de-al doilea război mondial, și-a făcut propriul atelier de olărie. În aceeași clădire lucrează și astăzi, chiar dacă trecerea timpului a șubrezit construcția. Meșterul se simte bine în acest spațiu, unde nu este loc decât pentru el și vasele lui de lut. Toate lucrurile pe care vizitatorul le-ar considera vechi, lui îi sunt familiare și utile, de la bancul de lucru până la polițele de uscare. Doar roata olarului a fost înlocuită din când în când din cauza uzurii, până și întrerupătoarele s-au obișnuit cu lutul. Uscarea, pictarea, smălțuirea și arderea vaselor, toate aceste etape îi sunt dragi, dar cel mai mult îi place să vadă cum boțul de lut se transformă într-un obiect util în gospodărie. Comuna Mihăileni a fost, când eram eu băiat mic, peste 200 de olari și au fost 10 ateliere. S-au lucrat aici tare mult, tare multe vase, s-au lucrat fel de fel de căni, fel de fel de strechini, fel de fel de castroane, fel de fel de verzi de flori. S-au lucrat tare mult, dar acum au stopat, s-au stagnat, că oamenii au trecut din viață și am rămas numai eu în comuna asta. Comuna Mihăileni este situată la granița cu Ucraina, pe Valea Siretului. Acolo a existat, cu peste 100 de ani în urmă, un important centru de ceramică.
Practicarea ulăritului nu a fost întâmplătoare. Acolo se găsește o argilă de bună calitate. Lutul aduc din sat, din islazul vitilor. Unde se pas vitri, acolo se găsește și lut de oale. Tot dealul acela e lut de oale. Lutul acela care e creios, care se ține de picioare, de ghete. Nu poți merge pe dânsul și dacă iei în mână, o faci o biluță așa ea, rotundă, și dacă o strângi în degete și nu crapă, e lut bun de oale. Dar dacă crapă, nu e bun de oale. Faci așa și dai fi după deget, așa ea. Dacă crapă, nu-i bun. Dar dacă nu crapă, e bun de oale. Și ăla e bun? Da, ăsta e bun. Lutul se prepară de vara ca să înghețe iarna, că primăvara când se disgheață, el se marcerează să faci mai bun, mai neted. Da, așa e. Ducem pe lună, pe două, pe trei, pe jumătate de an, pe cât vrem noi. Aducem lutul de acolo, de unde îl săpăm, din groapa aceea, din cariera aceea, îl aducem acasă, îl depozităm, îl udăm cu apă, stea o săptămână să mai bine cu apă și pe urmă îl dăm. Dacă avem malaxor, îl dăm malaxor, dacă nu, îl batem cu mai și tăiem cu cuțitoaie. Așa. Și facem așa o stivă așa de lut, cât îi trebuie nouă pe o zi, și el îl călcăm cu picioarele de trei ori și el când s-a făcut bun așa, îl putem lucra. Îl frământăm încă o dată pe bancă și facem oale pe roate. Când am terminat vasul pe roate, îl luăm, îl punem pe o scândură, îl punem la uscat. Când s-a uscat aproape complet, îl luăm de acolo, îl pictăm, îl îngubăm și îl punem mai departe la uscat pentru cuptor. Da, când l-am pus la cuptor, îl smălțuim, mai punem încă o dată cu smalt și îl scoatem de la cuptor, gata, smălțuit. Da. Smalțul îl făcea din plumb, îl punea în cutie, cum am și eu, cutie și e patrată. Am și eu plumb și fac smalț din trânsul, din plumb îl topesc până se face ca făină de porumb, galben. Și acela îl macin cu nisip de două, trei ori și îl macin și apoi smalțuiesc vasele. Da. Ceramica de Mihăilen este smălțuită și ornamentată. Cele mai folosite motive geometrice erau linia și punctul. Linia putea fi dreaptă, trasată, singular sau în mănunchi, vălurită sau zigzag. Aceste motive erau combinate frecvent cu flori. Decorurile sunt făcute cu pensonul sau cu ajutorul unui corn de vită, în vârful căruia se află o pană de gâscă. Tip de decorare se obține prin zgârierea vasului uscat cu un vârf metalic. Tehnica se numește sgrafito sau sgrafitare și o întâlnim și la meșterul smerică din Mihăileni. Cal și călăreț pare a fi șablonul său preferat. Aici colo găsim câte o linie de vopsea aplicată cu pensonul. La ulcioare și oale, vopseaua poate fi aruncată cu lingura sau poate fi turnată, caz în care se obțin așa numitele șirloaie. Vopseaua se scurge și apare aspectul de curcubeu.
mergem pe munte și căutăm lut roșu. Mergem la minereul de fier și luăm lut vopse neagră. Și mergem în carieră unde găsim lut alb. Și cu toate luturile astea, combinăm și facem flori pe lutul ăsta roșu, care lucrăm. Da. Cum se vedeți dumneavoastră. Galbenul, ăsta e chimic. Ăsta galbenul obținem din crom. Cromul ăsta e pentru alte produse care se lucrează și noi îl întrebunțăm și pentru olărie. Și albastru, îl aducem din străinătate, care culoarea albastră este albastră, cum e asta pe fundul farfuriei cele, e albastru. Și asta, când se scoate de la cuptor, e mai albastru. E acum ar fi brut, așa, nu se cunoaște. Dacă îl scoți de la cuptor și smălțuit, acum strălucește albastru complet. Fiecare meșter olar își construia singur, pe vremuri, cuptorul pentru arderea ceramicii. O construcție de formă trunconică, având la bază un locaș prin care se face alimentarea cu lemne. Oalele sunt puse pe deasupra, iar peste ele se așează cioburi. Cunoscătorii adoră să stea în preajma cuptorului atunci când oalele sunt gata arse, pentru a nu pierde sunetele vaselor. Când le pui la cuptor, nu sună. Dar când le scoți la cuptor, se arsă, sună ca cloptul. Da, sună, au un sunet ars. Și așa că atunci le iei la cuptor și le pui în întrebuințare. De exemplu, dacă le vii sau îți trebuie în casă dumneavoastră pentru sarmale sau pentru pus lapte sau pentru altceva, când se răcesc cu oale, apoi ele fac plesnituri. Prisc, 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 prisc. Toate fiecare vas presnește în sunetul ei. Una mai tare, una mai subțire, una mai încet, una încet, până se răcesc. Încetează prescuită. Nu trece zi fără ca Gheorghe Smerică să modeleze ceva la roata olarului. Pentru el, zilele nu s-au numărat în ore de muncă, ci în vase de argilă cărora l-a dat viață. În tinerețe, reușea să facă și 350 de căni, ulcioare, ori străchini pe zi. În fiecare a pus un strop de optimism și drag de meserie. Această îndeletnicire i-a umplut sufletul cu bucurii și l-a ferit de grija zilei de mâine. Când eram eu la profesională, era alți oameni care lucrători. Și eram îmbrăcat cu costume de haine de lână negri, numai advocat și doctor era îmbrăcat și olare. Nimeni n-avea bani cum avea olare. Și de asta m-a tras pe mine olărițul ăsta. Eu am câștigat frumos salariu în viața mea cu ceramică și am avut 11 copii, 7 fișori și 4 fete. Și toți la locul lor, sunteți boieri. Fiecare are casele lor, mașina lor, serviciile lor. 11 copii care învață la școli. Au fost cheltuiale mari, că am avut câte 6 copii odată la școală. Da, și am avut câte 2 la 1-4 și am avut de la 4-8, 4 copii. Așa că eu a trebuit să lucrez și să întrețin familia. Dar mulțumesc Lui Dumnezeu că mi-a ajutat și până în prezent sănătos, îți bine, nu-s bolnav și pot să lucrez. Da. Pisos, că fard, tot în felul ăsta operatele. Da. Dar cum dacă asta o lucrez în continuu? Un mare regret are meșterul. Acela că niciunul din băieții lui nu a vrut să preia tradiția ceramicii de mihăileni și să o transmită mai departe. Acum îi pare rău. Tată, de ce nu te-am ascultat? Băi, eu ți-am spus să-mi vezi, dacă tu n-ai vrut,
Eu obligat nu-ți dau meserie, dacă vrei tu să lucrezi. Pierdem tradiția. Asta pierdem. Au fost vremuri când vasul de lut stătea la loc de cinste în fiecare casă. În gospodăriile de la sate se găseau oale, ulcioare, căni, străchini, chiupuri, oale pentru ținut lapte, pentru ciorbă, friptură ori sarmale, dar și vase pentru flori. Însă ceramica era folosită de bătrânii noștri și pentru decorarea locuințelor. Astăzi, cei mai mulți dintre noi îi atribuim doar acest ultim rol. Iar olarii tineri au început să folosească roata electrică și matrițele, neținând cont că tocmai modelarea cu mâna dă valoare fiecărui vas. Ceramica făcută de meșterii bătrâni este tot mai greu de găsit. Iar cine a știut să o aprecieze și a completat colecția cu exponate pe care trecerea timpului le-a făcut prețioase. Vasele noastre au fost și prin alții, prin Moldova, până în Galați au ajuns. Până în Galați au ajuns vasele, că venea cu mașinile și se încarcau și plecau. Da, stăteau oamenii la rând ca să capete marfa, să o iei și să o ducă la prevăliile lor, ca să o le vândă și ei. Da, am lucrat mult pentru străinătate, am lucrat pentru Germania, am lucrat prin alte fabrici. De exemplu, am lucrat la Iași, la Podiloaie, la Botoșani, la Roman, la Bacău, la Rădăuți. Am lucrat pe multe locuri. În străinătate am lucrat eu. Am făcut în Franța, franceză, am făcut în Franța, am făcut și în Statele Unite Americii. Am făcut oale. Cât timp? Un an de zile în America. Și în Franța, 2 săptămâni. Americanii s-au mirat că europenii au fost meseriași, că eu am trecut pe dânsă în meserie. Nu au fost vasele ca ale lor, au fost alt model, dar au fost mai speciale și tare le-au apreciat. Da. Milioane de obiecte de lut au ieșit din mâinile meșterului în peste 7 decenii de activitate. Căni, ulcioare, străchini, farfurii. Dar piesa lui de suflet este un vas în care, în antichitate, se păstra vinul. Am fără din 3 bucăți făcute și cu 2 torți care se prezintă și eu am și aici în spate neagre. Asta e cea mai frumoasă și cea mai apreciată și tare mult dragă mi era. Dar de ce? Că am creat-o eu. Întâi dintre toți meșterii, că s-am lucrat în fabrică, eu am creat-o și le-a fost tare apreciată la toți. Îmi place și lucruri altor olari. Îmi place că mă gândesc așa, cum de e. Să minte, minte, să faci obiectul ăsta așa. Și eu vreau să-l cumpăr la Dumnezeu, să-l am eu acasă. Și fie că țin, fie că mănânc din trânsul, așa îmi place. Da. Eu închid ochii și nu vreau să mă uit la plastic. Plasticul ăsta nu dă voie să aerul se pătrunde la rădăcina florii. Plasticul o închis totul, nici apa nu trece, nimic. Și nu-mi place din cauza că nu-i dat ca să pui o floare în nivel de plastic. Nu. Eu și la mine acasă, fata și nevasta, se duce la gel de plastic. Dar de lut care le fac că nu-ți plac, mie mai tare îmi plac acele. De lut. Da, așa este. Gheorghe Smerică este convins că și-a ales cea mai frumoasă meserie din lume. Iar dacă s-ar mai naște odată, tot olar s-ar face. Își amintește cu drag de meșterul care l-a învățat să învârte roata, dar și de alți olari, alături de care a lucrat sau pe care i-a întâlnit la târgurile de profil din țară. Bucuria amintirii este umbrită de gândul că toate aceste obiceiuri, cât și regulile nescrise din atelierul de olărie, se vor pierde când el nu va mai fi. Fiecare meseriaș, chiar și olar,
abandonează meseria și nu-i mai trebuie, nici nu vrea să vorbească din asta, o urește. Dar eu n-am urât-o niciodată. N-am urât-o niciodată, că am învățat așa de la meseriaș, că nu-ți dădea voie să stai pe bancă unde lucra el. Eu mănânc pâine de acolo, stai pe scaun, nu stai pe bancă, unde trebuie să lucrez eu. Dar nu-ți da voie ca să stai acolo. Așa de scump era meseria la oameni. Când vii la dânsul în atelier, obligat era să spui Doamne ajută, ca să-i ajute lui Dumnezeu ca să lucreze mult, ca să aibă venit. La unii oameni, Doamne, a zvârle de pe mână, dar eu nu a zvârle asta, că-mi place asta. Lutul ăsta moale în mână, să-l port. Dar unii oameni, băi, să mă murdăresc pe mână. Să... Dar eu, dacă mă spăl, mai curat mâinile să fac după lutul ăsta, decât așa. Parcă le-aș da cu săpun. Așa de curat. După crapă pielea? Nu. Nici nu zbonlam, nici n-am reumatism la mâini, nici nimic, nimic n-am. Nimic absolut. Pe 17 martie 2013, Gheorghe Smerică împlinește 90 de ani. Cea mai mare dorință a lui este să poată învârti multă vreme, la fel de spornic, roata ularului. Urma ta, îi mulțumesc Dumnezeu că viața e la dânsul. La dânsul e viața, pentru oricine. Și... eu am ascultat lucruri bune, de asta mi-a dat Dumnezeu viața asta lungă. Dacă v-ați mai naște odată, tot o larg v-ați face? Gata! Dar nu mi-ați răspuns, tot o larg v-ați face? Tot asta cu ceramică, tot scolăriță, tot asta. Da. Sunteți un olar fericit? Da. Da, foarte fericit, da, foarte, da, eu doresc ca toți cei ce vorbesc cu mine să fie fericiți, toți cei care vorbesc cu mine să fie fericiți, să caute adevărul și dreptatea, Doamne. Eu n-am înșelat pe nimeni, eu n-am spus minciuni, că nu-i frumos. Eu vreau să lucrez cât voi trăi, să fac în atelierul ăsta oale, să-i pun și o firmă pentru turiști aici, ca să vii turiști să vadă meseria aceasta. Că asta e o meserie foarte prețioasă și e căutată de orice om. Da, asta este. Să mai facem la strachin asta ceva. Întotdeauna i-a plăcut să privească răsăritul soarelui prin fereastra atelierului și să se îndrepte spre casă atunci când pe ulița satului întunericul îi este tovarăș de drum.